Povestea e complicată, oameni buni, credeți-ne, pentru că am aflat mai multe pe pauza publicitară, vi le spuneți dumneavoastră, doamna Popa are un dosar penal, pentru că a dat un anunț, la anunțul a venit un bărbat, Daniela s-a dus cu doamna Popa, versiunea Danielei, nu la un magazin, Florin i-a furat cardul, le-au furat de pe card. Florin, tu furi de pe card, asta am înțeles de la Daniela. Nu e adevărat, ea. Nu, nu, păi, dar nu... Nu, ai fost foarte criptic și foarte rapid. De fapt, a fost un pic mai elaborată situația. Nu mai avem timp, de asta am zis-o așa. A, da. Las-o așa. Zice că au plecat la magazin și el și-a lăsat portofelul. Florin s-a dus, a luat card. Florin a luat datele de pe card și după aia a făcut cumpărături pe internet. Așa e, mă, Florine? Nu. Cu datele de pe cardul celuilalt. Așa a făcut? Nu are cum să recunoască, e adevărat. Și aveți dosar penal, nu? La Dicot s-a instrumentat un dosar penal. Din cauza... Da, pentru că tu ai făcut chestia asta. Dar tu ai card? Am, dar nu l-am folosit. Dacă n-are bac pe el. Deci mi-am făcut un card, dar nu l-am folosit. Păi și de ce ți-ai făcut? Da, ai văzut să umbli cu cardul. Nu. Deloc? Nu. Păi și cum ai făcut, mă, comandă online și ai luat un telefon, nu? Am făcut de ăsta, când am fost, auzi că să-mi fac și eu un card. Mi-am făcut, dar nu l-am folosit. Nu, dar cum ați, pe omul ăla de l-ați excrocat, ai făcut o comandă de un telefon. Ea știe cum a făcut. Sustragă. Păi și ați luat un telefon, de ultimă generație. De la EMAG. Neastră sunteți cu noi? De la EMAG acum. Da. Domnul Popa, săracu, doamne, dar dacă l-ați vedea, oameni buni, cum face stânga-dreapta din cap, domnul Popa, când la noră, când la mamă, când nu mai știe ce-i cu el. Domnul Popa, vreau să vă întreb ceva, dumneavoastră vă simțiți sechestrat? În familie? Nu. Întrebare, mulțumesc mult. Dumneavoastră zice sincer. Nu. Dar stați bine cu inima că vă arăt niște poze, că am primit poze pe internet. La maruța.ro.tv.ro, sexy cu dumneavoastră. Carduri aveți, domnul Popa? Stați, stați să vedem probleme pe doamna. Doamne, sfânta cruce. Stați să ne uităm. Uitați zău pe cuvânt. Da, domnul Popa. Nu. Stați să vadă și domnul Popa. Stați un pic să vadă și domnul Popa. Și dumneavoastră uitați poze cu domnul Popa. Pregătit? Eu știu când am făcut. Ia uitați, stați să vedeți. Ia uite aici poze. Opa. Astea? Nu asta, nu asta. Stați să dăm mai aia de sus. Ai și în glumă am făcut. Sunt îmbrăcat normal. Nu, asta da. Stați, nu, dar am primit. Uitați, oameni, ne-au dat mesaje repede. La maruța@protv.ro. Bă, taia, de glumă asta. Asta, opa. Dar aici nu-i sexy. Asta nu-i sexy. E numai sutien și pus aia peste. Aia nu-i sexy. Da, nu. Nu, oamenii în pantaloni așa... sunt în... Da. Chiar da. Cu pantaloni ăștia da. Sunt. Da. Cătălin, dar cum nu, am mai de o percutat de oamenii așa da, repede, nu. Zici că pozele doamnei sunt peste tot pe netul ăsta, da. Nu știu ce se întâmplă aici. Ia uite. Dar nu-i sexy asta, că era trebuia să stau un sutien. Da, mai rog, ci că mai sunt și altele, dar uite, opa. Aoleu, da. Asta era de Crăciun. Asta nu e sexy. Da. Asta le-a făcut Daniela, le-a făcut. Da, pusă de ea. Din cauza persoanei, nu că nu e sexy. Da. Era cum să machiaie și să aranja și așa. Da, asta cu ochelarii de soare înțeleg, o glumă, una alta, dar... Domnul Popa, dumneavoastră? Nu mai știi ce e cu dumneavoastră, nu? Ce naiba să mai fi aia acolo? Nu-i, păi, cu e șarf, așa, trebuie da. Să stau în stie. Dar Daniela, erau poze și mai sexy de atât? Da, le trimiteam, m-a pus să o fotografiez în... În pielea goală? Nu în pielea goală, în costum de baie. Arată-le, dar nu am cum să le arăt, nu am cum să le vedeți. Și se le trimitea la? La domnul Petric în privat. Domn când Petrică era căsătorită cu domnul Popa? Nu, nu. Înainte? Înainte. Dar domn Petrică cine era? Un alt pretendent? Da. Suceava. Și... A fost partener. Ce poze s-a astea? Astea frumoase. Asta nu, dar uitați ca oamenii poze cu dumneavoastră. Poftim. Foarte asta ciudat. Asta e poză frumoasă, ne-a trimis mea la Mărțarom Pro de pe Pământ. Asta sunt poze frumoase. Oricum, aici mă îmbrățișați un șifonier, nu știu ce făceați. Da. Astăzi oricum e ziua pământului, trebuie să îmbrățișez un pom, ceva. Sau aici, ăla era pal. Oameni buni, eu cred că cel mai bine face ordine în povestea asta poliția, că e de treaba lor. A, cu video chat-ul, poliția, cu... nu mă îndoiesc, sunt convins. Doamne, ăla